Dragilor, bună ziua și bun găsit la întâlnirea cu microfonul. Nu pot merge mai departe până când nu vă arăt și această secvență. Iată rame din biostup care arată așa, dragilor. Deci pur și simplu te minunezi. Toate la rând le-am luat, sunt în felul ăsta. Vă rog să urmăriți. Nu am cum să nu mă bucur și să vă transmit și bucuria mea și vouă celor mulți care urmăriți cu drag noua tehnologie, urmăriți pe Profo Online și vreți să se întâmple asta și la voi. Eu vă asigur că se poate întâmpla. Deci după o mulțire excepțională, așa cum v-am arătat și v-am spus, au reușit-o cei care urmăresc. Iată că acum și producție cu o miere super, super valoroasă, de calitate excepțională. Când ai până la ultima celulă totul, absolut totul căpăcit, ce să mai spunem? Doar să priviți. Deci până la ultima celulă totul este căpăcit. Este mierea de maximă valoare până la ultima celulă. Da, pe o parte și pe alta, dragilor. Așa. Haideți să vedeți și pe partea asta altă. Da, este același lucru. Super, super, super. Valoros. Eu nu știu când au reușit să facă treaba asta. Urmează și celelalte celule, celelalte rame. Sunt de la un cap la altul. Perfect făcute. El știu cu adevărat să se despărce. Îi spuneam că cât înaintăm, cu atât ne dăm șanse că avem seama că avem șanse să găsim rame din ce în ce mai valoroase, mai, adică căpăcite până la ultima celulă, ce să mai spun. Pentru că iată, asta are peste 4 kg, dacă nu 5. Iată, dragilor, mai groasă îmi drag. Ai. Da. Mierea asta va ajunge la voi, dragilor. Toți cei care vreți să luați miere de calitate, vă puteți adresa, va fi probabil un număr de telefon cât mai repede pus pe internet. Vom găsi soluții să ajungă la voi. Merită făcut efortul pentru a ajunge în posesia unei astfel de mine. Da? Deci merită tot efortul. De ce apicultorii nu lasă să se întâmple așa? Pentru că e mai multă în condițiile în care o iei mai din timp, e mai multă miere și nu muncești la descăpăcire. Și ce urmează acum este umplit. Da? Deci, rapid ai pus o centrifugă, ai învârt-o două ori, o sărit. Am văzut undeva, la un moment dat, scotea cineva, te spălai pe mâini, ca și cu apa. Doar era apă dulce. Da. Ia. Le pun la loc, asta am vrut să-l arat. Și astăzi o secvență de asta cu rame super, super valoroase. Eu în continuu treaba. Nu rămâne vouă decât să faceți efortul de a intra în posesia unei astfel de mieri făcute în biostupi. Deci, în afară de calitatea asta, în sensul că e căpăcită maxim, absolut, maturizată cât cuprinde. Nu uitați că este miere bio, pentru că nu mai folosesc tratamente medicamentoase, ce are un bun absorbant, celulele sunt infectate de rezidurile de la arderea aceea a fitilului respectiv și în final miere contaminată. Aici nu se întâmplă așa. Da, deci iată că venim cu lucruri deosebite. La revedere!